Azi e a treia zi de protest. Da, este a treia zi de greva foamei. Aveți vreo reacție? Doar așa, foarte mică, o promisiune fără date precise din partea Ministerului Afacerilor Externe român. Dar v-ați adresat formal sau ați aflat din presă reacția lor? Scrisoare. Au trimis marți un mail, așa. Luni am vorbit personal cu ei și atunci mi-am dat seama că ne-au luat în serios. Bine, că puteam eu să-mi dau seama și după cât de lent au acționat că nu ne-au luat în serios. S-au ajuns la concluzia că faptul că fetele au plecat de acasă și acest lucru le pune viața în pericol, pot să fie ucise în numele mare. Gaza, de către tatăl lor sau familia lui sau de cineva plătit, guvernul României a considerat că nu este o urgență. Mai precis mea eu, că nu vreau să acuz guvernul, nu m-am acuz guvernul. Ministerul Afacerilor Externe a considerat că nu este o problemă și că fetele, de fapt, sunt așa, au un moft, vor să se întoarcă acasă la mama lor, dar viața lor nu este în pericol. Și ținând cont de chestia asta și de un alt aspect care mă deranja foarte mult în declarațiile lor, că au făcut ei niște investigații și au reușit că tata are o imagine impecabilă și că n-ar fi capabil de așa grozăvie. Aceste două lucruri m-au determinat să cer greva foamei ca să grăbesc repatrierea fetelor. Sunt majori, sunt cetățeni români, născute din doi cetățeni români, cu naționalități diferite cei drept, eu naționalitate română, eu naționalitate palestiniană. Fetele au plecat de acasă pentru că li s-au încălcat de când erau mici drepturile copiilor și apoi la maturitate drepturile fundamentale ale omului și n-au avut niciodată dreptul să decidă pentru ele. Numai el decidea tot, au fost agresate, deci sunt și victime ale violenței domestice. Dar puteți explica pe scurt de unde au plecat de acasă? De aici, de România? Nu, au plecat din fâșia Gaza, de la locuința tatălui lor. Și acum sunt tot acolo, numai că sunt tot acolo ascuns, într-o locație care nu poate fi dezvăluită. Mm-hmm. Da. Deci noastră cereți ca autoritățile române să faciliteze revenirea lor acasă. Da, rapid, de urgență. Ca să nu fie amenințate de... Nu să nu fie găsite și omorâte. De rudele, de tatălui. Sau de rude sau de cineva plătit. Există trei variante. Dacă nu se va întâmpla lucrul ăsta acum imediat, se poate simula peste câteva luni un incendiu, o aruncare într-o apă sau mai știu ce alte grozăvii, o călcare cu mașina, nu vreau să dau idei. Da, guvernul României ar trebui să trateze problema asta cu guvernul Israelului, probabil, sau cine, sau ministerul lor de... Nu a spus că nu lasă fetele să treacă, că ele urmează să treacă prin Erez. Deci guvernul Israelului nu a făcut nicio problemă, noi nu am acuzat Israelul. Împotrivă, din ce am înțeles eu, ei pot să facă niște, au și proceduri de urgență. Deci autoritățile nu sunt potrive, singura problemă e tatăl lor, da? Nu. Sau cine? Tatăl lor nu mai are contact cu ele de o lună. Înțeleg, dar dacă actele sunt la el sau banii sau... Actele au fost la el, s-au făcut alte. Și ele au acte, pot călători, dar care e problema? Au inclusiv titlul de călătorie emis de ambasada României de la Tel Aviv. Și problema este, mai așteptăm o formalitate care ține de statul israelian și probabil că în timp util, dacă ei vor fi anunțați că e o urgență, vor acționa consecință. Și atunci, dar ce trebuie să facă Ministerul de Externe român? Trebuie să facă negocieri rapide și să spună că au... Așa pe cetățenii, să-i ajute, juridic cumva. Dar atâta timp cât mamei îi se trimite un memoriu în care tata este scos basma curată, da? Mă deranja foarte mult. Atunci eu de ce am divorțat de el dacă era așa de bun? De ce au plecat fetele de acasă dacă tata era bun? Astea sunt niște întrebări de bun, sunt care oricine poate să-și le pună, da? Eu nu vreau să acuz acum persoane sau state sau altceva. Pur și simplu vreau să-mi salvez copiii, să vină înapoi în țara lor, vin și nevătămați și să vină înapoi într-o cale frumoasă, respectabilă și fără să fie umilite. Deci acum problema e de birocrația statului, dar ca fundal e violența domestică. Violența de care domestică e vinovat și tata. Încălcarea drepturilor sistematice. Dacă n-ați divorțat, instanța ce a decis? Copiii instanța în... nu a decis niciodată nimic. Sau ei majori fiind deja nu mai sunt majori, în custodie, atunci erau minori. Erau minori și au fost reținuți împotriva voinței lor, pentru că erau foarte atașați din trei fete. Deci trei fete.
licențiate care face cinstii oricărui tată și oricărui mamă, cu minți și oricărui stat. Și oricărui stat să dau. Și una dintre fete este șefă de promoții la facultatea unde a învățat. Iar acolo în Israel? Nu în Israel. Și în Gaza. Și în Gaza, da. Adică copiii ăștia ar putea să fie utili unei societăți normale. Fetele astea, tinerile. Și ele vor să vină în România. Da, vor să vină în România și să trăiască o viață demnă în care să aibă și ele dreptul de a decide pentru ele și de a nu sta tot timpul sub spaima că tata într-o zi cine știe ce o să le facă. Și acum despre protestul dumneavoastră. Dumneavoastră singura ați renunțat la grevă sau mai aveți ce? Nu am renunțat la grevă. La mâncare. La mâncare. Eu am anunțat că am făcut, da. Uh-huh. O mamă poate să stea nemâncată ani. Mm-hmm. E vorba de... Ei, nu poate, fizic, nu, într-o poate, lună dar, cam teoric, cedează, da. Cam cedează, poate să cedeze și mai devreme, nu da, știu. Da. Dar dacă nici viața mea, nici viața lor nu e important pentru cei care trebuie să salveze fetele, atunci eu mă expun acelui risc. Am înțeles. Ca să salvez trei vieți, mi-o sacrific pe a mea. Dacă asta și consumați, beți doar apă și nu mâncați nimic? Nu. Și stați aici în stradă sau mergeți și acasă? Iar seara merg să dorm la... Și autoritățile știu, au... Autoritățile știu, a fost... Totul este acceptat acțiunea, protestul. Nimeni nu acceptă, dar am informat. În sens că da, nu, n-au interzis. Nu, n-au aha. Cum să interzică. E, pot să invoci, da? Să invoci orice pretext. Da, așa face primăria București. De știut asta. Uh-huh. Probabil că s-a pus o... Nu știu care e procedura legală exact, pentru că eu am înțeles de la unii că trebuie dar să... Dar n-ați avut probleme cu poliția, cu nimic. Nu, poliția chiar a fost foarte drăguță și foarte... Am înțeles că ieri ați chemat ambulanța? Pentru că am avut niște amițele, am chemat-o în fiecare zi. Nu știu dacă regula este să o chem în fiecare zi, dar măcar până la sfârșitul nopții, nu, când vine, când cade noaptea, să zic că la o oră foarte târzii, să demonstreze că glicemia ai mea tot scade. Nu știu dacă așa trebuie procedat. N-am mai făcut prima foame niciodată până acum. Am înțeles. Nu știu și nu vreau să vin autoritățile și să spună, păi, dar n-are buletin de analiză pentru fiecare zi. Nu contează? Autorităților cel mai des nu le pasă. Păi asta am văzut-o, de 4 săptămâni. Asta e problema cea mai mare. Și probabil că s-ar putea să nu lipese nici că eu stau aici, m-am făcut roșii caracu. De la soare sau de la foame? Sunt sensibilă. Am și supărare la ochi tot de la soare, dar ce mai contează un om pentru o țară? Am înțeles. Acum nu vreau să fiu grea, dar eu zic că fiecare cetățean trebuie să conteze. De acord, de acord. Și dacă ei făceau ceea ce trebuie și înțelegeau și nu ne jigneau făcându-ne mincinoase, că asta au făcut practic cu raportul ăla lor. Ministerul de externe. Și mi-a spus și mie în față că nu, că de fapt nu este problema asta și că fetele n-au afirmat niciodată că au fost victime ale violenței domestice de-a lungul copilăriei și la maturitatea acum. Lucrul s-a mă deranjat, pentru că a fost un mod indirect prin care statul a afirmat că noi patru mințim, da? Adică cum? Scoți patru, patru contra unu. Hai că eu aveam ceva cu evre sentimente după divorț, nu știu ce, da? Da, ați divorțat tot din cauza violenței domestice. Păi asta trebuie să fie și hotărâre de judecată, nu? Nu știu dacă scrie acolo că am să mă uit. Ați divorțat aici sau acolo? Am divorțat întâi pe cale diplomatică, în ambasada Palestinei, din București. Am făcut-o ca să nu pot fi revendicat statutul de soție în nicio țară. Am putea să am divorțul din ambele țări. Și probabil acolo legile sunt mai dure cu nu drepturile știu, că nu, femei. Nu. Am avut noroc că am prins legea, în 2000 a apărut legea și acolo, în care femeile aveau drept să inițieze divorțul. Deși islamic noi avem voie să facem chestia asta, dar legal nu era. Sunt multe țări care nu... Da, da, da. Țări arabe care nu au legislații drept femei de a iniția divorțul. Și, de exemplu, 99 n-aș fi putut să divorțez el în Gaza. Eu, că am vrut să o fac, dar mi-au spus. Dar el cum e cetățean român? Cetățean a dobândit? Român, că a stat mulți ani aici și a lucrat. Am învățat aici. Aha, și prin căsătorie, am da, înțeles. Da, prin căsătorie și mie mi-a fost milă că era cetățeanul nimănui, venea cu un act trimis de un alt stat, doar ca să poată călătorii la studii. Mi-a fost milă și pentru că am fost umană, astăzi îmi plătesc bine. Și el acum trăiește acolo, în Gaza? Da, trăiește acolo. El e mai puțin important, nici nu vreau să-i spunem numele niciun. De fost, tu soț, tatăl copiilor, dar ele cum sunt mature da, deja? Mi-e rușine mie de tot ce-o provocat. Și de fapt că trebuie să aduc în discuție și ce-o fost în trecut. Și
ce se întâmplă în prezent. Astea sunt consecințele faptului că statul român nu ne-a salvat în 1999, când eu am făcut demersul la ambasada României de la Tel Aviv cu copiii de mână, ne-am plecat cu cineva din ambasadă și ne-a lăsat acolo. Le-a luat mama, prin atitudinea aia lor nepăsătoare din 1999, au rămas fără mamă, eu fără copii. Păi cum? V-au repatriat pe dumneavoastră? Nu, doar și ele au rămas? Sau în ce sens? Când ne-am împăcat, nu ne-au repatriat. Dar dacă ne repatriat statul român, în 99, în iulie, când am cerut asta, de luni de zi m-am rugat și ne-a avut în mână cu actul. Problema n-a fi existat. Astăzi eu mai stăteam pe stradă și nu exista problema. Ce mi se întâmplă astăzi și ce li se întâmplă lor este consecința directă a lipsei de responsabilitate față de viețile noastre în 1999. Suntem nu cumva tot Meleșcanu era atunci ministru de externe? Da, Dumnezeu știe ce mi-a dat. Cele de multe ori a fost. O să mă uit să văd cine trebuie să plătească oalele sparte. Au rămas niște copii fără mamă, o mamă fără copii, numai eu știu cum am trecut prin asta. I-am văzut după... Bine, ele nu mai sunt copii. Pentru mame sunt copii pentru și la orice vârstă, dar ele sunt mature, da. Trauma pierderii, separării de mamă va rămâne toată viața. Că nu mai este la fel când ai crescut copii. Nu e la fel relația. Când eu... Deci ați fost despărțite de ele, de 10, de 7 nu știu, de fete, înțeleg, că ele au rămas acolo de... Da, de fete. Au rămas acolo fără să am eu dreptul să hotărăsc pentru ele, pentru că ele l-a prin minciună, că vin 2 săptămâni, eu l-am crezut și am rămas fără ele, pentru că am fost naivă.